Salutare tuturor și bine v-am găsit! O nouă zi, o nouă întrebare a zilei. Întrebarea zilei de azi, tematica zilei de azi, este una foarte profundă, foarte meditativă, ce îi va pune pe mulți pe gânduri. Vă va pune pe mulți dintre voi pe gânduri. Este vorba despre găsirea unui echilibru între dorințe pe de-o parte și nevoie pe cealaltă parte. Nevoile sunt necesitățile noastre de zi cu zi, lunare, zilnice, săptămânale, anuale. Și aici intră sănătatea, îmbrăcămintea, asigurarea unui acoperiș deasupra capului, hrana, făcut sport, tot ce ține de ceea ce avem nevoie, de asigurarea nevoilor de bază, decente. Asigurarea unui trai decent, de bun simț. Dorințele, pe de altă parte, sunt acele aspirații ale noastre mofturi pentru a ține pasul cu tehnologia, cu societatea, cu vecinii, așteptările prietenilor noștri, acele lucruri zilnice pe care ni le cumpărăm, ni le luăm, doar fiindcă credem sau ni s-a indus în minte faptul că am avea nevoie de ele, deși nu e adevărat. Sau acele dorințe zilnice, săptămânale, lunare, anuale, pentru a ne satisface poftele noastre. Nu zic și chiar nu doresc să spun acest lucru și nici să fac acest lucru în dreptul meu, să renunțăm la ele, dar e nevoie să găsim un echilibru între ele. Să fie pe de-o parte atât dorințe cât și nevoi satisfăcute. Tu găsești și cauți un echilibru între dorințe și nevoi? Stați și meditați la aceste lucruri și gândiți-vă, oare căutăm să ne cumpărăm lucruri pentru a satisface așteptările și a fi în pas cu moda, cu vecinii, cu prietenii? Este ceea ce americanii numesc keeping up with the Joneses. Adevărul e că nu avem nevoie de cel mai bun telefon cu putință, de ultimul telefon, ultimul răgnet. Și avem nevoie de un telefon de bază care să facă poze, să filmeze, să dea apeluri, la care să putem asculta un radio, muzică, necesități de bază. Gândiți-vă la toate acestea și lăsați-mi un răspuns în comentariu, așteptările voastre. Până mâine, pa, toate cele bune!